Epopeea străzii Academician Sergiu Rădăuțanu din Chișinău, unde se află un cartier rezidențial, continuă. După lungi dispute între oamenii care locuiesc acolo și primărie, autoritățile municipale anunță că în curând drumul va fi deschis pentru toate mașinile. Primăria a decis să transforme strada Academician Sergiu Rădăuțanu într-o cale de acces pentru cei care vor să ocolească ambuteiașele de pe Milescu, Spătaru și Calea Orheiului. Responsabilii de la primărie au finalizat lucrările unei porțiuni din strada Academician Sergiu Rădăuțanu. Este vorba însă de aproximativ doar 100 de metri din cei peste 1000 pe care îi are strada. Astfel reiese că drumul a fost reparat practic în totalitate din banii oamenilor care locuiesc în zona rezidențială. Aceștia sunt în continuare nemulțumiți de decizia primăriei de a deschide acest drum pentru toate mașinile. Primarul Capitalei Ion Ceban susține că strada a fost blocată abuziv de către oameni, iar în curând cei care se fac responsabili de asta vor fi trași la răspundere. Sper foarte mult că luni, cel târziu, strada va fi dată în exploatare, iar oamenii vor putea circula liber, repet, autoturismele de capacitate mică, nu cei de capacitate mare. Luni, în această privință, unde urmează să mai fie deblocate străzi, că mai avem situații. Amintim că decizia luată de primărie de a redeschide această stradă pentru toate mașinile a dus la un scandal între locuitorii de acolo și autorități. Oamenii blocau strada, iar muncitorii veneau și o redeschideau. Primul incident a avut loc în data de 28 aprilie. Atunci oamenii care locuiesc în cartierul rezidențial au blocat drumul cu crengi, pietre și gunoi. Tot în acea zi, muncitorii au venit și au deschis accesul. A doua zi, în data de 29 aprilie, scenariul s-a repetat. Oamenii au pus din nou mormane de gunoi, pietriș și crengi pe drum, doar ca mașinile să nu treacă pe acolo.